În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am să cer îngăduința să rog pe Mânguitorul, Duhul Adevărului, să mă călăuzească astfel încât să nu greșesc în cuvântul din seara aceasta și mai cu seamă să putem să ne dea gândul curat, lipsit de orice fel de judecată sau de osândire. Apoi să mă iertați că poate că nu m-ați mai văzut umblând în timpul vreunei slujbe la telefon, dar așteptăm un telefon de la cineva care a dorit să participe la întâlnirea, la seara noastră duhovnicească, să spunem așa, și e puțin cam depărtișor de noi, de aici, și atunci am ținut să-i satisfac această cerere. Și mă și bucur că cineva are disponibilitatea, trecând peste obstacolul acesta al timpului, al spațiului mai degrabă, și al timpului, că sunt 7 ore diferență sau 8 ore diferență între noi. La noi e seara, apune soarele, acolo este soarele chiar în crucea zilei. Și atunci ne bucurăm pentru asta. Dar să nu lungim vorba. Săptămâna trecută am lipsit cu binecuvântare și cu binecuvântarea frăților voastre. Am fost la Sfânta Mănăstire Frăsinei, am slujit acolo cu Părintele Stareț Ioanichie, Sfântul Maslu și molitvele Sfântului Vasile cel Mare și m-am rugat Domnului și pentru frățiile voastre, sau pentru frățiile voastre și pentru mine și pentru tot poporul drept credincios. Să mă iertați că am lipsit, dar n-am lipsit. Am înțeles că a fost bine, ați fost mulți, mai mulți decât astăzi, și mă bucur foarte mult. Am gândit data trecută, acum 2 săptămâni, să vorbim despre sminteală. Foarte rar se obișnuiește să se abordeze acest subiect, mai cu seamă că nu este deloc ușor să vorbești despre sminteală când tu însuți poți să te faci pricină de sminteală celorlalți. Și atunci, tot smerindu-ne, zicem noi că ne tot smerim și nu mai vorbim de lucrurile acestea care ne interesează. Săptămâna trecută am pus cumva ca o temă pentru astăzi o întrebare: de ce Dumnezeu îngăduie în zilele noastre asemenea sminteli, de ce descoperă asemenea lucruri care aparent nici n-ar putea să, adică nici nu aduc atâta până la urmă, n-ar aduce atâta folos sau n-aduc folos deloc nici credincioșilor, nici necredincioșilor, și totuși Dumnezeu socotește sau îngăduie să se întâmple aceasta. Întâi de toate, poate că e bine să vorbim despre expresia aceasta care vine din biserică cumva, a fost adoptată de biserică, și anume termenul acesta, cuvântul acesta, sminteală. Ar putea să spună cineva ce este sminteala sau cum s-ar defini sminteala? Așa, chiar o părere. Ne îngăduim păreri. Vă rog. Păi Hristos a zis: fericiți cel nu se smintește într-o mine. Adică cel care își pierde la încredere în mine sau cel care e deznădăjuit de mine. Da. Este adevărat, dar totuși nu ne este limpede, parcă nu e limpede ce-i sminteala. Noi tot vorbim de lucrurile acestea. S-a făcut sminteală, m-am smintit, s-a smintit, e smintit, dar nu avem, parcă nu avem foarte clar proprietatea acestui termen. Ce-i cu sminteala asta? Cum s-ar traduce
foarte limpede pentru noi, fiindcă așa avem o idee despre lucrurile acestea. Folosim termenul, folosim cuvântul, parcă intuim ce înseamnă, mai degrabă vedem din viața practică ce înseamnă smitea, dar nu știm exact cum am putea să traducem acest cuvânt într-o expresie foarte simplă, pe înțelesul inimii noastre, a minții și a inimii. Întreruperea legăturii cu Dumnezeu. Îndepărtarea de Dumnezeu. Da, e o sminteală, dar... Înșelarea așteptărilor. Foarte bună și sintagma asta. Haideți să vedem, vă rog. Ne dă peste cap. Foarte bună și aceasta. Uitați cum... Adevărat că sminteala e ceva care ne înșală așteptările, ne dă peste cap. Dar părinții bisericii spun așa, Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, ne simplifică pentru că ei sunt sfinți și reușesc să aducă în cuvinte foarte puține lucruri foarte complexe și pe înțelesul nostru al tuturor. A te sminti cineva sau a face cineva sminteală înseamnă a pune o piedică în drumul tău și către scopul tău, către idealul tău. A te împiedica să ajungi la idealul tău, a te împiedica să ajungi, de exemplu, la Hristos, că dacă vorbim de sminteală, vorbim și de viață duhovnicească, vorbim de biserică. Cineva face sminteală, adică pune o poticnire, o piatră de poticnire, o piedică, o împiedicare, o piedică în viața ta duhovnicească. Prin urmare, una este o tulburare, un scandal, o judecată, o osândire a cuiva din partea celui care se smintește și alta este sminteala, adică să te împiedice cu adevărat din drumul tău către Hristos. Atunci când ești creștin și ai plecat de pe loc, să spunem, ai pus început bun, poate ceva să te împiedice, să te smintească, să te împiedice către drumul tău? Sau mai degrabă întrebarea se va pune așa cum a pus-o Marele Pavel, trâmbița lui Dumnezeu, ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cu alte cuvinte, pe tema noastră, ce ne va sminti pe noi în drumul nostru de dragostea către Hristos? Nimic. În mod normal, de vor cădea toți cu turnul Eiffel în frunte și cu toate cele la clădirile lumii. Și va fi liturghie și va fi un preot slujitor și se va sluji Sfânta Liturghie și oamenii se vor spovedi, se vor împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului. Nu avem de ce să ne smintim. Vom vedea cu ochii noștri Apocalipsa. Noi nu trebuie să ne smintim pentru că nu ne împiedică cine duce către drumul nostru, către destinația noastră. Adică Apocalipsa înseamnă descoperire. Și dacă toate ni se vor descoperi, oare nu asta căutăm? Oare nu de asta suntem îndoiți? O fi, nu o fi, ce o fi, cum o fi? Oare o fi? Oare s-a întors cineva? Sigur că s-a întors. A înviat Hristos. Și atunci, sminteala, dacă este să o luăm puțin altfel, e o împiedicare pentru cei care zic că sunt creștini, declară că sunt creștini, dar încă n-au pus început bun și credința este ca o flăcăruie plăpândă și foarte fragilă. Când flacăra arde foarte puternic, un vânt poate să o întețească. Ați văzut în savane când începe focul și vine un vânt din acela, nu-l stinge, ci cuprinde totul. Cam așa ar trebui să fie în vremuri de sminteală, credința să fie și mai tare și mai statornică. Astăzi trăim vremuri de sminteală. Dar când nu s-au trăit vremuri de sminteală? Pentru că spune Mântuitorul, smintelile trebuie să vină. Trebuie nu înseamnă numai decât că nu se împlinesc scripturile dacă
nu vor veni sminteli, că noi putem alege să nu facem sminteală sau să nu ne smintim, sau nu, să nu-i smintim pe alții. Putem alege asta. Trebuie nu înseamnă numai decât că a predestinat Dumnezeu că vor fi sminteli și numai decât trebuie să fie sminteli, după cum numai decât trebuia să fie un Iuda. Ca și cum Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi putut întrupa fără Iuda, fără lucrarea lui Iuda și nu s-ar fi putut întrupa fără sminteli, fără acest trebuie. Ei bine, tocmai întruparea lui Dumnezeu, sau de fapt Maica Domnului, este cea mai mare sminteală, adică cea mai curată persoană din univers. Fecioria, puritatea și toate celelalte pe care abia le putem gândi și nici nu le putem gândi, cea care are plinătatea darurilor Duhului Sfânt, cea prin care se împărtășesc de lumină și de chipul lui Dumnezeu, chiar și îngerii, este de fapt cea mai mare sminteală de la început, adică de atunci și până la sfârșitul veacurilor. Prin urmare, n-a vrut Dumnezeu să facă sminteală, nu? Că s-a răstignit, s-a smerit, s-a golit de sine, astfel încât să ia chip de om și să îndumnezească pe Maica Domnului și să-și facă din neamul nostru, din firea noastră omenească, pe cineva Maica sa. N-a vrut să facă sminteală, dar trebuie să vină smintelile, pentru că cei care vor să se smintească, aceia se și smintesc. Cine sunt cei care vor să se smintească? Păi, noi cei care avem o credință foarte slabă. Cei care nu lucrăm cele ale lui Dumnezeu. Cei care doar auzim cuvântul lui Dumnezeu și nu-l împlinim pe el. După cum spunea Mântuitorul, îl fericea pe Mântuitorul cineva atunci când spunea: fericiți, fericit pântecele care te-a purtat și sânii la care ai supt. Dar Mântuitorul spune: da, știm noi mai bine cine este cea care m-a purtat și n-ai tu cum să știi. Dar fericit este cel ce împlinește, aude cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește pe el. Prin urmare, cei care se smintesc sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl înțeleg, le place, sentimental dă bine, chiar rațional, dar până la o vreme, când vine însă ispita, se leapădă cumva, adică în ce fel? Întorc spatele, așa cum și ucenicii au întors spatele în Ghețimanii. Și atunci, oamenii aceia, ca să reziste presiunii conștiinței sau mustrării, se smintesc, punând vina pe altcineva decât pe slaba credință. Și astfel, iată cum se primește sminteala. Deci, încă o dată, sminteala este o împiedicare, o faptă, un cuvânt, o misiune, orice anume ceva care te tulbură într-un fel și te împiedică pe drumul tău duhovnicesc către viața în Hristos. Încă o dată, ce ne va lipsi pe noi de iubirea lui Hristos? Nimic. Așadar, ce ne va sminti pe noi? Nimic. Chiar dacă sunt fapte strigătoare la cer, fiindcă nu putem să spunem că e o iluzie, adică în sensul că noi suntem cu toții fermecați, că nu mai raționăm, că suntem spălați, cum ne acuză lumea, pe creier, nici de cum. Nu înseamnă că nu putem să înțelegem niște fapte. Nu înseamnă că ele nu pot fi adevărate. Deși bine ar fi ce crezi să n-auzi și ce vezi să crezi pe jumătate. Dar asta nu înseamnă că îți anulezi aparatul critic. Asta nu înseamnă că îți suspensi simțurile, fiindcă Dumnezeu totuși a dat aceste simțuri pe care noi să le folosim și cu ajutorul lor, după ce le sfințim, să ajungem la simțul acela numit discernământ. Prin urmare, vom vedea, vom constata, vom judeca în sensul de cântări faptele. Zice: cercetați duhurile.
Căutați, cântăriți, vedeți cum e. Nu e bine. Deci nu vom spune că nu există, că așa ceva mi s-a părut, însă nu ne vor împiedica faptele acestea, nu ne vor corupe faptele acestea, în sensul de a ne scoate pe noi de pe drumul acesta duhovnicesc pe care, cu mila lui Dumnezeu, mergem. Mai târâși, grăbiși, cum mergem noi acum, dar rămânem pe drumul acesta. Așa că nimic nu ne va sminti, nimic nu ne va corupe, nimic nu ne va împiedica, nimic nu ne va poticni. De multe ori ni se întâmplă și nouă să avem poticneli în credință. Credem sau doar credem că credem? De multe ori avem, poate, îndoieli. Și îndoielile au și ele sensul lor și rostul lor. Dar peste toate astea rămâne adevărul. Rămâne adevărul care este Hristos. Și nimic nu ne va împiedica pe noi, deci nici o sminteală nu se va face asupra noastră sau nu o vom primi, astfel încât să ne îndepărtăm de scopul nostru, care este unirea cu Hristos. Sigur că, spune Mântuitorul, smintelile trebuie să vină și nu sunt lucru puțin, dar vai celui prin care vine sminteala. Atât de mare este păcatul acesta al smintelii, mai cu seamă când el se săvârșește de pe piscul munților, adică în văzul tuturor, mai cu seamă când e vorba de un demnitar, de un dascăl, de un academician, de un cleric. Atât de mare este acest păcat încât Domnul spune mai bine era lui. Păi cum se contrazice Dumnezeu când spune că păcatul sinuciderii nu poate fi iertat? Și îndeamnă Dumnezeu la asta? Nici de cum. Poți să nu o faci. Dar dacă ai făcut-o și nu te pocăiești, păcatul tău va fi judecat la fel cu, sau poate mai, că mai bine era lui înseamnă mai puțin pentru unul care dintr-un anumit motiv a ajuns în situația aceea, ferească Dumnezeu, decât unul care a făcut sminteală și a dus pe unii în situația aceea. Iată, asemănător cu păcatul, cu hula împotriva Duhului Sfânt. Nu se va ierta lui nici în veacul acesta, nici în veșnicie. De ce Dumnezeu pedepsește acest păcat? Că nu mă înșel, e păcat împotriva iubirii evidenței, împotriva evidenței. Este păcat împotriva iubirii lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, o hulă împotriva lui Dumnezeu, fiindcă nu ții cont de iubirea lui Dumnezeu și de porunca iubirii către aproapele. Nici într-un fel nu ții cont. Una este să, Doamne ferește, să aduci o vătămare cuiva, chiar până la ucidere, una este să-i faci rău cuiva, una este să gândești, una este în păcat. Dar să smintești acest păcat este foarte, foarte rău pedepsit, după cum spune însuși Dumnezeu. De ce? Fiindcă, iată, mai cu seamă, cel prin care vine sminteala are de la Dumnezeu un gir, are de la Dumnezeu un ajutor care îl face pe acest om, dacă am spus că este, cu cât este mai mare și mai bine privit în societate, cu atât sminteala este mai mare, deci are de la Dumnezeu un ajutor, că iată, l-a pus pe el unde? În fruntea bucatelor. L-a pus pe el învățător. L-a pus pe el călăuzitor. L-a pus pe el
apărător al celorlalți. Pe El cel tare l-a făcut și mai tare ca să fie de ajutor celor mici, acești prea mici, frații mei. Deci Dumnezeu ce a făcut? A încredințat cumva copiii Lui a unui astfel de om. De aceea și în legea civilă, atunci când un educator, un învățător, un profesor, un tutore abuzează de cel pe care îl are în grijă, pedeapsa este de două ori mai mare decât în mod obișnuit. De ce? Pentru că societatea a avut încredere în persoana aceea și i-a dat, i-a încredințat spre ocrotire pe cei neajutorați. Sigur, nu vom aduce astăzi în discuție de păcatul uciderii celor neajutorați. Vedeți că Dumnezeu, cunoscând totuși aceasta, spune: lăsați copiii să vină la mine. Însă, parcă nu osândește atât de rău păcatul acesta, nu că l-ar îngădui și nu că s-ar șterge vreodată fără pocăință. Dar nu vorbește despre păcatul uciderii de prunci, cum vorbește despre hulă și despre sminteală. Oare așa puțin lucru să fie acesta, că mama care e chemată să o crotească pe prunc în pântecele său? Faptul acesta că Dumnezeu nu că nu pedepsește sau nu vorbește despre păcatul uciderii de prunci, ci că osândește păcatul smintelii, arată cât de mult urăște Dumnezeu aceasta, când cineva care este împuternicit să slujească semenilor, să-i ocrotească pe semeni, se folosește sau nesocotește cinstea ce i-a fost dată și aduce atâta sminteală, adică împiedicare. Dar am spus, nu orice fel de lucru, nu orice fel de faptă este sminteală și nu ne putem apăra în fața lui Dumnezeu că m-am lăsat de rugăciune, că m-am lăsat de liturghie, că m-am lăsat de taine, că m-am lăsat de Sfânta Împărtășanie, pentru că m-a smintit. Dumnezeu cunoaște inima omului, cunoaște sufletul omului și vede dacă este doar o îndreptățire și vede dacă este doar un pretext ca tu să te depărtezi și oricum ai fi făcut-o într-un mod sau altul, cum ar veni, că adică abia aștepta acel om să se smintească de ceva. Așadar, am spus așa foarte cumva foarte dureros cum vedem noi că se produce și cum ce simțim noi atunci când se produce o sminteală. Sigur că avem 90% popor drept credincios în România. 90% din populația României se declară creștină, ortodoxă, botezați, cununați și așa mai departe. Prin urmare, dacă suntem creștini și ortodoxi, ce oare ne va sminti pe noi? Ei, dar tocmai aici este vorba. Că auzim acest lucru de câțiva ani, în ultimii ani, mai cu seamă, nu mă mai duc la biserică pentru că m-am smintit de cutare și cutare preot, de cutare ierar sau de cine știe ce alt lucru. Ei bine, sigur că pot fi niște motive întemeiate din punct de vedere rațional, chiar și etic, dar duhovnicește nu este să spunem că nu mai venim la Hristos, nu mai venim la Sfânta Liturghie, nu mai venim la taine, pentru că ne-am smintit de un anume preot, de o anume faptă, de, eu știu, că nu stau bine candelabrele în biserică sau că sunt pictați nu știu ce primari pe pereții unei biserici ca și ctitori. Nici de cum nu putem să facem asta. Și atunci,
Pentru seara aceasta era întrebarea și v-am rugat să spuneți câteva cuvinte despre legate de întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu sminteala aceasta sau de ce descoperă Dumnezeu până la urmă faptele unor oameni care ar putea aduce sminteală. Și acum fiecare a făcut. Da, frate Tiberiu. Păi nu, am terminat. De ce îngăduie Dumnezeu? Asta era tema, dar am făcut puțin. Uite, începem cu... Eu vreau să spun, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus pe pământ pentru că ne iubește și să ne dea o a doua șansă. Și în timpul Sodomei și Gomorei, Iisus încă nu venise pe pământ. Foarte interesantă observația. Excepțională! Excepțională! Mai departe. Asta a fost? Păi da, era și suficient, că deja mai mult nu mai înțelegeam eu. E atât de profundă. Deci, excepțională observația. Iată, atât de minunată este, atât, de aceea am și spus că îl rog pe Mângâietorul, Duhul Adevărului, să ne dea un cuvânt, să nu cumva să facem noi sminteală, să fim noi pricină de sminteală, sau să ne dea un cuvânt de care să ne împărtășim. Adevărat, întrebarea de data trecută era cumva așa, uite, Dumnezeu a ars 5 cetăți. Da, dar nu venise încă Fiul Său, nu se făcuse, nu se golise pe sine, nu luase asupra și toate păcatele noastre, nu le-a pironit pe cruce. Într-adevăr, noi suntem acum în legea iubirii, prin urmare Dumnezeu nu va mai face în legea iubirii cum a făcut în legea lui Moise, în legea cea veche, care este doar o umbră a legii celei noi. Foarte minunat, aș zice așa. Adevărat, astăzi Dumnezeu nu mai procedează așa. Deci ăsta este un argument, aș spune, foarte teologic și foarte dogmatic. Dumnezeu procedează astăzi așa, pentru că astăzi noul Israel este poporul creștin, pentru că între timp Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, între timp a pătimit, s-a urcat pe cruce, cu rana lui ne-am vindecat toți, între timp nu mai suntem, mai ales cei botezați. Am și o întrebare foarte importantă. Cum a ajuns poporul român la creștinism, la ortodox? Cum am dobândit această credință noi? Păi este o minune. Întrebarea, dacă nu, dacă e sinceră, e de la Duhul Sfânt. Că, într-adevăr, este o minune cum un popor atât de smerit și, cum să spun, înconjurat numai de barbarie, de păgânism din acesta, dintr-o dată, de la un capăt la altul, cu 1000 de ani înaintea slavilor, de exemplu, au îmbrățișat creștinismul. Sigur că istoria ne spune, istoria bisericii ne spune despre primele comunități din Sciția de la, în sfârșit, de Sfântul Apostol Andrei. Dar ce s-a întâmplat mai departe, taina lui Dumnezeu, cum și ce fel, iată poporul ăsta, că noi ne luăm acum după rezultat, nici nu mai știm cum s-a întâmplat ca înainte de a fi român, poporul acesta să fie creștin. Întrebarea este frumoasă, dar poate să răspundă Dumnezeu la asta că a făcut o minune, adică pornind de la gurile Dunării și până, eu știu, aproape de Podolia, de Galiția, acolo și din Transnistria până, nu știu, până în Câmpia Panonică, într-un spațiu atât de mare că poate mii și zeci de mii de oameni n-au ajuns niciodată să străbată în teritoriul acesta spațiul, măcar de la un capăt la altul, între două puncte cardinale, să zic. Și cu toate astea, uite că toți sunt creștini și avem mărturii creștine din primele veacuri și nu numai asta, avem învățători creștini care au creștinat și alte zone ale lumii,
care sunt în paterice, care în sfârșit este o taină. La întrebarea aceasta e foarte greu de răspuns. Este un dar făcut lui Dumnezeu strămoșilor noștri pentru ceva. Și aici putem să răspundem că ne spun istoricii. Cel mai viteaz și îl mai drept și mai drept dintre traci. Deci iată, vitejia ce presupune? Curaj. Iar curajul vine din credință de la Dumnezeu și era și cel mai drept dintre traci. Prin urmare, pe aceste două virtuți Dumnezeu a lucrat ca să aducă credința în Dumnezeu treimic. Așa vedem lucrurile acestea. Altfel nu poate fi explicat, cum am spus, iată, slavii care s-au luptat și au biruit până la urmă pe mongoli. Și cu toate acestea, 1000 de ani după noi au fost creștinați și cum? Nu în mod organic. Ci a venit Cneazul și a zis, acum toată lumea în baltă și dăm cu apă peste ei și de asta sunteți creștini. Poftiți? Botezați, așa deodată s-a dat un decret, o lege și acum toată lumea. În poporul român lucrurile acestea s-au întâmplat în chip firesc, ontologic, ființial, organic, așa cum respirăm aerul, cum gândim, cum râdem, cum iubim, așa am îmbrățișat creștinismul. Iar noi, înainte de a citi Evanghelia, am trăit-o. Asta e un lucru extraordinar. E ca un copil care înainte să învețe să vorbească, învață să citească. Știți? Cam așa. Sau știți o comparație din aceasta, sigur, mult mai. Frate, rămăseți cu... De ce a îngăduit Dumnezeu? Într-adevăr, Dumnezeu, Hristos Mântuitor, nu venise atunci în Vechiul Testament, dar o să vină, pentru că este și drept că nu venitor, legea iubirii, o să și vină și cu dreptate la descoperire, la Apocalipsă și o să împartă voi judecate, da. Deci o să apară și sub forma de judecător drept. Dar spre Vechiul Testament, văd exemplul dumneavoastră și acolo, în Vechiul Testament, cheia pe care o văd eu în toată explicația asta este cea din Apocalipsă, în care Sfântul Ioan Teologul spune că cei ce se simțesc să se simțească în continuare, cei ce păcătuiesc, bine, îi pare aparență de acum, să păcătuiască în continuare, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, sfinteala, dacă găsește teren slab, dacă găsește sămânța care cade între buruieni, buruieni la stupă, atunci, bineînțeles că e slabă și va cădea, dar dacă este tare, ea rezistă și așa, practic, cam pe principiul ăsta a fost și în Vechiul Testament, numai că, cum să zic, limbajul lui Dumnezeu a fost cumva altfel și întotdeauna când a simțit că poporul se îndepărtează, că se pleacă, că devine idolatru, că vine după aia la fel și că de limnățică, începe să facă tot felul de, cum să zic, necurății strigătoare la cer, atunci, deși Dumnezeu a prevenit și a spus de multe ori, vedeți, dacă ascultați de legea mea, o să aveți binecuvântări. Dacă nu ascultați, o să aveți necazuri. Blesteme. O să vină blesteme și fel și fel de lucruri. Și, bineînțeles că oamenii au uitat de asta și au trecut peste și au prezut din greșeală în greșeală. Practic, s-au luat după voia lor, s-au îndepărtat. Și fiecare situație, bineînțeles, dacă e să luăm pe fiecare parte, Dumnezeu, cum să zic, i-a urmărit, le-a dat, le-a pus lege, dar fiind întotdeauna mintea lor după înțelepciunea lor, bineînțeles că n-au ținut cont de semnele lui Dumnezeu și au mers din păcat în mai păcat, în mai rău, în mai rău, mai rău. Și bineînțeles că au urmat până la urmă o cauterizare. Dumnezeu a vrut să oprească rău acolo unde nu mai putea să facă nimic. Era ultima speranță a picat, ultima, deși Dumnezeu l-a prevăzut asta, adică prin preștiința Dumnezeului știa că se va întâmpla asta, dar totuși a vrut să ca și oamenii să vadă, să nu cumva să se îndrăcățească multe lucruri, că n-am și atunci, bineînțeles, că a luat măsuri extreme de tipare a
Bubei. De Măstrigă. Da, și cu Noie, și cu Hibeia, și cu... Și totuși. Și cu. De ce îngăduie astăzi? Iată, din moment ce spune că e atât de mare păcatul acesta al smintelii, deci atât de grav, atât de grozav, și totuși Dumnezeu îngăduie lucrul acesta în condițiile în care vedem și ce se întâmplă în lume, în Europa. Totuși noi suntem un popor creștin, suntem un popor care facem Sfânta Liturghie. Pentru că e vreme de cernere. Aha. Și Dumnezeu spune, fericit cei ce nu se smintesc într-o mine. Și bineînțeles că rezistă și care se țin de boala lui Dumnezeu, cei care se smintesc ușor și care găsesc în orice, sau chiar și în lucruri grave, care într-adevăr sunt strigători la cer, găsesc pricina de îndepărtare, atunci normal că aia nu-i credință. Și exact ce a spus dumneavoastră înainte. Îndepărta și în situația da. Că ar fi condiții mai ușoare de îndepărtare, ca să zic așa. Numai că a creat, uite, domnule, ți-am dat toate posibilități, am mers până la capăt, că am lăsat, poate te întorci, poate nu știu. Adică e o pedagogie foarte fină a Dumnezeu pe care a folosit-o. Păi să nu încheiem atunci, să vedem cine mai e. Pentru că ne-a dat nicărul la lucrurile. Așa este, și pentru asta. Și pentru asta, da. Și pentru asta. Și totuși spune, vai celui care îi va sminti pe acești prea mici. Deci este liber arbitru, dar cei prea mici? Haideți să avem curaj ca să ne apărăm, nu? Că până la urmă să știți că este foarte greu, foarte greu, oricât ne-am dat noi credincioși și cocoși, să faci față, să reziști. Și așa vin ispite, și așa vin tot felul de... Ai tu însuți ale tale, probleme tale, tale pe cap. Exact, și atunci te smintești tu pe tine. În sfârșit, este foarte dificil. Totuși, frate Tiberiu, sunteți, vă ascultăm dacă ne-ați auzit. Da, blagoslovit, părinte, blagoslovit și nu știu dacă m-a auzit bine. Vă auzim foarte bine, da. Ce da, spuneți de asta, de tema asta? Blagoslovit și salut și după toată lumea din biserică, toți frații mei în Hristos de acolo. Părinte, prea multe n-am de spus pentru că încă n-am intrat în gândul lui Dumnezeu ca să știu de ce Dumnezeu dă voie la anumite situații din astea. Dar eu cred că pentru, eu vorbesc de mine, în primul rând pentru păcatele mele, ce întâmplă toate, adică tot ce se întâmplă rău în lume. Chiar dacă Mântuitorul a venit, cum a zis Doamna mai devreme, a venit, dar rău nu a dispărut din lume. Încă nu a dispărut. Dumnezeu a venit ca să chiar și pentru persoanele respective să transforme greul, neghina în greu. Dar pe mine mă altceva ce vreau să spun. Este, v-a zis la voastră de pută, că intră, de ce Dumnezeu îi dă voie să intre în Sfânta Sfintelor? Așa, asta pe mine era asta mă, suplimentară, da. Da. Este că Dumnezeu este mincinos și iubitor. Odată ce și-a revărsat harul, să zic așa, asupra noastră la botez, asupra părinților, cine sunt, tocmai asta este de mine ce mă face să merg mai mult la din ce în ce și chiar mâine, dacă aș putea să mă duc la o sfântă liturghie, chiar de persoana respectivă, să mă duc să pășesc cu dincălire cu părintele, mai duce cu cea mai mare smerenie, să zic așa. De ce? Pentru că Dumnezeu, în primul rând, cred că se arată, cum să zic eu, oamenilor care nu-L cunosc și care
care în inima lor îl caută într-un fel. La ce vreau să spun că nimeni nu este vrenic să se împărtășească, cum știu toți frații de acolo, cu Mântuitorul, cu Maica Domnului, cu ADN-ul Maicii Domnului, nu din Sfântul Pătir. Și totuși, Maica Domnului în curățenia ei și în fecioria, și nu vreau să vorbesc mai mult, că nu știu ce să zic, se împărtășește cu persoana respectivă și cu mine. Dar eu zic că Părintele Asir Papacioc, răspunsul cred că trebuie căutat ăla la sfinț, să zic așa. Că pe fiecare îl ia, spunea Părintele, pe fiecare îl ia în momentul în care mântuirea lui este maximă. Atunci îl ia, să zic așa, la el. Și atunci înseamnă că mântuirea noastră la fiecare, dacă noi n-am murit, n-am ajuns la maximul de, eu știu cum să zic, de apogeu, să fim aproape de Hristos. Și atunci, eu împărtășindu-mă, momentul în care mă împărtășesc duminică cu Hristos și cu Maica Domnului și cu toți ființii, eu de aici mă împărtășesc cu dumneavoastră și cu toată în aceeași secundă ne împărtășim toți, să zic așa, așa te văd eu, așa simt eu. Și atunci, în momentul în care mă împărtășesc, dacă în secundă respectivă eu aș spune o rugăciune sau zic, iartă-mă, Doamne, că sunt mai rău decât persoana mea, eu cred că s-ar schimba lucrurile. Și poate Dumnezeu, tocmai din cauza asta, ca să spui o întrebare, mai îngăduie și îngăduie să mintez din cauza asta. Pentru că noi încă nu am ajuns, cum să zic, eu sunt plecat de 20 de ani în America, da? Din 97 a făcut 20 de ani. 20% de partea voastră sunt creștini ortodoxi. Dar, Părinte, vă spun că am văzut aici niște oameni americani care au găsit pe Hristos, care au o trăire, ceea ce eu sunt, nu că nu am nicio trăire, vreau să zic că eu m-am sperit în așa fel încât de ce m-am născut pe pământul ăsta, că nu am nimic bun. Adică mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează prin nu am nimic oameni ca să ne zmerească pe noi și să ne dar trebuie ca să vedem situația și să ne punem mai jos decât toată făptura. De fapt, asta este sensul. Și dacă nu ia, dacă eu personal aș gândi așa, secundă de secundă, cred că s-a întâlnit și persoana respectivă sau noi toți, așa. Mă iertați, ne-am vorbit puțin cam mult, dar... Foarte frumos. Mi-a pierdut și ideile. Mulțumim lui Dumnezeu și să știți că ați vorbit, n-ați vorbit de la dumneavoastră. Mă ne bucurăm că iată ce înseamnă Hristos. La nu știu câte 15.000 de mile de părtare, un creștin ortodox și român de-al nostru, iată participăm, cum era epistola Sfântului Apostol Pavel, cât îi trebuia să ajungă, nu știu, în Corint sau la Roma sau nu știu ce. Iată, acum avem această posibilitate să ne împărtășim unii de alții. Cât de frumos și cât de minunat e lucru gândul acesta care este de la Dumnezeu. Chiar de la Dumnezeu este de la Duhul Sfânt. Că spune și chiar vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea de a participa, chiar dacă fratele Tiberius, chiar îi mulțumesc cu ocazia asta în fața tuturor, că îmi trimite e-mail-urile acelea cu emisiunile, adică cu tot ce se întâmplă așa în bisericuta acolo la dumneavoastră și sper cu ajutorul Maicii Domnului să, la anul, să vin să ne vedem și față de față cu toată lumea și cu așa mai departe. Amin. Da, atâta, că vă mulțumesc mult. Deci iată că suntem în situația aceasta, este o perspectivă cu totul și cu totul nouă. De fapt, Hristos prin întruparea sa, prin învierea sa, înnoiește toate, inclusiv legea. Toate le înnoiește. Nimic nu se mai judecă după criteriile lumii dinainte de Hristos. Deci, deși El ieri, astăzi și în veci același este,
Numai că, iată, a venit ca miel și ca mântuitor, iar de-abia la sfârșit va veni ca judecător. Până atunci, ce spune Sfântul Ioan Evanghelist în Apocalipsă și repetă atât de frumos Părintele Rafael Noica? Cel ce se sfințește, să se mai sfințească. Cel ce face cele ale răutății, să se întunece în continuare. Ca să nu fie cuvânt de îndreptățire vrăjmașului sau celor care vor primi cuvântul acesta, depărtați-vă de la mine. Dar care este perspectiva? Pe de o parte, și fratele Tiberiu din România și fratele din Tiberiu din America, cel care v-a vorbit acum, au dreptate perfectă și se completează unii pe alții. Și ce a spus frățiile voastre și ce a spus copilașul acesta? Pe de o parte, fiindcă este foarte multă amestecare, se cuvine ca Dumnezeu să înceapă cernerea. Și sute, 500 de ani striga Noe, fraților, aveți grijă! Ei se măritau, se cununau, petreceau, fumau, beau și toate celelalte. 500 de ani! Și treceau pe lângă el și râdeau în barbă și dădeau din cap, cum bine zicea cine zicea, și spunea, e nebun! Dar întotdeauna, înaintea marilor momente ale istoriei, Dumnezeu pregătește câte ceva. Când vrea să cearnă lumea, cum a cerut-o și atunci, a mai cerut-o și altă dată, cum a fost și în Ninive, și altă dată Dumnezeu pregătește câte ceva. Și astăzi, cum a zis fratele Tiberiu, este vreme de cernere, pentru că este multă amestecare. Cine se smintește, să se mai smintească. Cine se ține de Hristos, să se apuce și mai bine. Iar pe de altă parte, sunt aceste descoperiri și îngăduie Dumnezeu asta ca noi să ne smerim și să ajungem la o asemenea măsură încât să spunem, din pricina păcatelor noastre s-a întâmplat asta cu unul din frații noștri și mai mult decât atât, cu unii din învățătorii noștri. Din pricina păcatelor noastre se întâmplă asta, fiindcă în legea veche se aduceau jertfă de ispășire pentru popor, un țap și un bou, pentru tot poporul. Iar pentru preot, pentru păcatele preotului, tot un țap și un bou. Atât cât se aducea pentru toate păcatele poporului. Așa că îngăduie Dumnezeu ca noi să ne smerim și să spunem, să ne prihănim și să ne simți, să ne considerăm pe noi mai jos decât aceia, ce n-am făcut din ce a făcut acela sau acel păcat care a fost dat pe față. Poate că eu, adunate toate și dacă ar fi trâmbițate de pe acoperișuri, cum se spune în Apocalipsă, adică în văzul tuturor, aș fi de 1000 de ori mai păcătos și mai urâcios și mai urât în fața lui Dumnezeu și mai rău mirositor decât acela. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, să ne verificăm dacă suntem ortodoxi. Și cum ne verificăm? Păi spune Mântuitorul, cum să te judeci cu fratele tău care ți-a greșit ție? Păi spune între tine și el, prima dată acoperă-i. Și dacă nu te va asculta, mai ia doi sau trei mai înțelepți, care au credibilitate și du-te și vorbește cu el. Și dacă nici atunci, spune-l bisericii, și dacă nici atunci să-ți fie ție și ca un vameș, adică ca un vrăj. Păi și ce spune Sfântul Siloan Atonitul? Că singura verificare
Este că te rogi și că îți iubești vrăjmașul. Îi iubim noi oare pe aceștia despre care auzim atâtea lucruri zilele astea și ne doare inima? Cine dintre noi de aici a făcut o rugăciune, a pus genunchii la rugăciune și a făcut o rugăciune pentru amărâtul acela de unde este mucenicul acela, Atanasie Todoran, la 104 ani, a mărturisit ce a fost tras pe roată. Auzi, de unde? Unde a lovit vrăjmașul? În pământul ăla atât de sfânt și de sfințit. A făcut cineva o rugăciune pentru omul acesta? A zis cineva, eu sunt mai murdar decât acesta. Ei, nu știm dacă am făcut sau nu. Dar oare credem cu adevărat că suntem, dacă ar fi să fie mâine judecata, mai păcătoși ca el? Da. Nu credem. Nu credem. Eu cred. Dar sigur, dar vrem să credem. E o luptă aici. Nu credem. În inima noastră nu credem. Pentru că dacă am crede, atunci n-am putea să râdem, ci am cădea în genunchi și când am auzit așa ceva, am plânge și nu ne-am mai ridicat de acolo genunchi. Așa este. Asta este ortodoxia. Și bine a zis și fratele Tiberiu acesta și fratele Tiberiu acela și bine a zis cu toții, pentru că dacă zice să fiți cu toții într-un cuget, dar cugetul acela să fie în cugetul bisericii, care este tradiția Sfinții Părinți, care ce arată că suntem în adevăr. Și Sfinții Biserici asta ne spun. Adevărat, vai, celui prin care vine sminteala. Să-ți fie ție ca un păgân, ca un vrăjmaș și ca un vameș. Dar am ajuns noi oare să iubim pe vrăjmașul nostru, care nici măcar nu este dintr-un neam străin și păgân și vrăjmaș, ci este din sângele nostru. Că a întrebat bine și de la Duhul a fost întrebarea, cum ne-am creștinat? Au oare nu sângele părinților lui și bunicilor lui este sân și sângele părinților noștri? Nu s-au împărtășit din același potir, cum spunea și Tiberiu și cu noi și cu sfinții? Și iată, de fapt, este de plâns. Dacă suntem pe poziția aceasta, nu ne mai putem sminti și nu ne mai poate despărți pe noi nimic de dragostea lui Hristos. Și dacă ar fi să facem o mărturisire, primul care a judecat sunt eu. Păi tocmai despre asta este vorba. Cum e turcul și pistolul, cum e mama, e și copilul și toate celelalte. Dar împreună noi putem să facem acest exercițiu în care ne putem da seama, această verificare în care ne putem da seama dacă noi suntem în situația la măsura de a putea avea discernământul de a judeca sau de a ne sminti, adică de a ne împiedica ceva să mai fim, dar ce ne-ar putea împiedica dacă am avea discernământ? Să mai fim pe drumul acesta către Hristos. Iată că mulți, foarte mulți dintre creștini, și de fapt acesta este plânsul, se folosesc de aceste pretexte, de aceste sminteri, ca să se împiedice în ce? Să vină la liturghie, să se spovedească, să se împărtășească. În definitiv să vină ce? Să se unească cu Hristos. Să se împărtășească la potir. Să vină la potir, pentru că bătălia, am spus-o și altă dată, nu se dă împotriva lui Vasile și a lui Gheorghe, ci se dă împotriva lui Hristos, împotriva potirului, împotriva preoției, nu a preotului, ci a preoției, pentru că fără preoție nu ajungi la potir. Și dacă te-ai smintit de preot, te-ai lipsit de potir, te-ai lipsit de Hristos. Aici vrea să vină vrăjmașul cu asta. Pe bună dreptate că tot... Părinte, pot să mai spun și eu ceva? Da, vă ascultăm. Am vorbit mai tare... Mă scuzați, dar nu știu dacă am terminat sau nu. Hai să
vă dau și o veste bună acum, știți, ca să nu terminăm așa. Adică două vreau să le spun și după aceea am terminat, eu personal. Când a căzut Brăjmașul cel mare, că de fapt de acolo vine toată, totul pe lumea asta, și noi și toată lumea care cade, Brăjmașul Satana, când l-a căzut, eu mă ghidez după un singur lucru, care am și pe la Sfinții Părinți. Când a căzut, Arhanghel Mihail, cu sabia, nu știu așa bine, dumneavoastră trebuie să-i explicați foarte bine, dar ce mi-a rămas mie în cap este ideea următoare. Că a zis Arhanghel Mihail, de ce trebuie Dumnezeu? Deci, el n-a stat de vorbă cu Satana, cu răul. Și eu așa văd eu, nu trebuie să intru în comunicare cu rău, adică vă fala, nu știu ce, nu știu. Eu am auzit de părinte, să zic așa, ca să spun, de mai mulți ani, că vin de bunăcă și am văzut pe YouTube. Și chiar busesem eu în gând, ziceam, bă, ca să-l dau un bilea cumva, vorbesc de poate 7-8-10 ani în urmă, înțelegeți? Și vă dați seama, gândul meu atunci, și acum dau seama, cum a trecut ani, că eu intram în gândul răului, făcând, dându-l trebuie în vilea sau făcând orice chestie rea pe pământul ăsta. Dar intrând în gândul lui Dumnezeu, cu Arhanghel Mihail la cădere, când a căzut, n-a intrat în gândul lui și a zis, te certe pe tine Dumnezeu, deci gândul lui a fost la Dumnezeu, deci practic s-a rugat la Dumnezeu într-un fel, să zic așa. Dar ideea, asta am terminat, dar ce vreau să spun, vestea cea bună, cade unul, dar se ridică poate milioane. Nu știu dacă ați auzit în America, aici este un de programe, știți, de asta, de evanghelii, de baptiști, nu știu ce. Dar unul dintre cei mai mari din America, îl cheamă Hank Hanegraaff, îl cheamă. Avea o emisiune la radio, oare și acum, de fapt, este evanghelist. Și chiar anul acesta, deci avea din milioane, zeci de milioane, sute de milioane, să zic așa, că aici sunt multe milioane de oameni, avea emisiune și nu neapărat că ei sunt, dacă nu sunt ortodoxi, ei se ascultă, ei nu fac diferența între baptiști, evangheliști, martiri de Jehova sunt puțin mai diferențiați cu anumite chestii și mai... Dar restul ei sunt un where in Christ, cum zic, suntem în Hristos, cu mici diferențe, nu au discernământul ce să facă. Ce se întâmplă? Omul acesta stă în North Carolina și Dumnezeu îi l-a făcut ortodox, ca să fac mai scurtă, să zic așa. De câțiva ani le căuta pe Dumnezeu și pe el îl cheamă Hanegraaff, dar lui zice The Bible Man, adică el răspundea cu Biblia, la orice întrebare. Cu orice întrebare răspundea cu Biblia, așa mai departe. Știți cum fac protestanții. Și era foarte audiat de sute și sute și milioane de oameni, cum am zis. Omul ăsta a venit la biserică grecească, în sfârșit s-a convertit la ortodoxie și chiar acum de flori, anul acesta s-a botezat. Bineînțeles că a sărit o grămadă, tot așa, mii de oameni, sute de mii de oameni pe el. Și vă dați seama ce erezie, de aici vă dați seama, adică vreau să spun frați de acolo că ei nu au nici cel mai mic discernământ de tesar, cum are nici fetița mea din cea de acasă. De ce spun asta? Și nu spun spre, o spun spre, cum să zic eu, spun așa, spre o mândrie ta bună, să zic așa, nu spre judecată. Pentru că ei zic acum, tu nu mai ești creștin acum, tu nu mai ești eretic, cum sunt catolici, cum sunt ortodoxi, e așa că te nu ești eretici. Și tu nu nici măcar nu mai ești, nici nu mai ești creștin la ora actuală, tu ești, dar ce sunt întreabă? Nu știu ce ești, dar nu mai ești. Așa e puțin și, de râs într-un fel. Dar vreau să spun că foarte multă lume, sute de oameni, cel puțin ce am auzit eu, s-au convertit la ortodoxie din cauza persoanei acesteia, care Dumnezeu a lucrat prin el, fiind unul dintre cei mai mari, să zic așa, care avea nici la radio, așa mai departe. Asta am vrut să spun așa, ca o mângâiere așa pentru noi și totuși ca o mostrare, profesor, să nu credem că noi dacă suntem ortodoxi, cum sunt și eu născut ortodox, dar nu merg la biserică, de aici am găsit pe Dumnezeu, atunci cu Dumnezeu are căile lui, deci asta zic, să nu
mă uit la mine personal, așa, zic eu, cum am zis mai devreme. Cred că asta este ideea care eu am vrut să o spun și mă iertat că am intervenit din nou. Și la puteam să spun asta. Foarte bine. Am auzit foarte limpede ce a spus. Bun, pentru că s-a lungit puțin discuția noastră, vă rog să mă iertați, să veniți la miruit pentru seara aceasta. Cred că am putea să mergem așa cu un gând acasă sau o întrebare. Ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Asta este absolut minunată întrebarea aceasta. Ce ne va despărți pe noi? Oare lanțurile, oare prigoanele, oare smintelile, oare ce ne va despărți? Dacă ceva ne poate despărți de dragostea lui Hristos, oricum, mai devreme sau mai târziu, am fi căzut. Dacă credem că ceva ne poate despărți, spune ori mamă, ori tată, ori fiu, ori fică, ori altceva, sau toată lumea aceasta nu ne poate despărți. Dar pentru asta, ca să ajungem la răspunsul acesta că nimic nu ne va despărți sau nimeni nu ne va despărți de dragostea lui Hristos, este necesar să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte, așa cum a spus Sfântul Arhanghel Mihail, la căderea lui Lucifer. Amin. Vă rog să plătiți la miluie.